Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, aproximativ cu o lună în urmă mi-anunțam intenția de a candida la alegerile prezidențiale din Republica Moldova. În aceea zi, eram conștient de imensă responsabilitate pe care mi-a asumat prin acest angajament. Nu mi-am imaginat însă că primul obstacol pe care îl voi întâlni va fi o obstrucție agresivă și deschisă din partea autorităților. Toți liderii guvernării au simțit nevoia de a se implica personal în campanie împotriva lui Stăianoglă, concurând în insulte și atacuri. Dragi prieteni, această lună a fost și o perioadă de victorie. Am câștigat adevărați camarazi, prieteni sinceri, susținători, gata să se implice neîntârziat în lupta pentru reustararea legii și dreptății în țară. Am descoperit că suntem foarte, foarte mulți, tot cei care credem într-un viitor modern, european și pașnic pentru Moldova. Un viitor construit pe unitatea națională, pe capacitatea de a găsi un limbaj comun, de a lupta împreună pentru dreptate. Am înțeles că oamenii cu viziuni foarte diferite, uneori diametral opuse, sunt deja sătui de această opoziție artificială, de căutarea isterică a dușmanilor interni, de vânătoare de vrășătoare, de limbajul urii și blestemei reciproci. Poporul cere dreptate. Marea majoritate a cetățenilor visează la stabilitate și prosperare, așteptând de la statul lor și de la autorități o dreptate garantată pentru toți. O dreptate garantată sub toate aspectele, de la un salariu decent și o pensie meritată, la o educație de calitate pentru copii și tineri, servicii medicale sigure și accesibile, până la respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Acestea sunt scopuri simple, dar esențiale și absolut realizabile. Ele reprezintă esența oricărei guvernări. Acestea sunt pretextul, temeiul și motivația pentru unificarea eforturilor dintre politicieni și cetățenii cu viziuni, valori și convingeri diferite. Уважаемые друзья, дамы и господа, за последние месяцы я провел целую серию встреч с политиками, в том числе участниками нынешней предвыборной гонки. Содержание наших бесед, наша взаимная открытость, искренность в оценке всех возможных рисков закладывают серьезнейшие основания для оптимизма. Дают надежду на объединение всех ответственных политических сил против беспредела нынешних властей. Это единственный путь, главная национальная идея для наших граждан. Все общество ждет информацию по поводу единого кандидата. Уверен, что будут сюрпризы и неординарные действия и решения. О тактике и стратегии кампании по понятным причинам мы говорить публично не можем. Но могу вам сказать открыто, консолидация оппозиции лишь начинается. Сегодня я заявляю, что завтра официально вступаю в избирательную кампанию на пост президента Республики Молдова. Спасибо за внимание. Mulțumesc mult pentru atenție. Cred că toată lumea a fost martor când ieșit la posturile televiziunii și doamna președinte, doamna Maia Sandu, și domnul președintele Parlamentului și alți reprezentanți Partidului de Guvernare. Și cred că ați auzit ce fel de declarații a fost făcute cu intenția mea a participa la alegerile prezidențiale. Asta nu este adevărat. Cu regret, noi toate ultima perioadă permanent căutam dușmani în țara noastră. Și permanent numeam oameni
sau ba oamenii lui Kremlin, sau oamenii lui din România, România și mai departe. Îmi pare rău că noi mergem pe această direcție și în locul că unim societatea, în locul că să avem discuții în interesele țării, în interesele oamenii care trăiesc în țara noastră, noi permanent căutăm dușmani și inamici. Procesul electoral începe mâine. Și respectiv mâine, cu echipa noastră, noi mergem și vom depune documentele. Cumva ați spus că... Doamna, dumneavoastră a spus că nu mă o întrebare. Ultima. Ați spus despre mobilizarea opoziției abia începe. La ce v-ați referit? Adică colaborați cu mai multe partide sau nu? Nu am avut negocieri cu toți reprezentanții partidelor de opoziție. Avem niște înțelegeri cu privire la acțiunile comune în perioada electorală, în tot ce se referă cu relațiile cu CEP-ul, cu alte momente legate cu procesul electoral. Și ne mizăm că totuși ajungem la o situație când o să fim susținuți și de partea alte partide din opoziție. Da, zi frumos. Mă rog, ești buclat, mă duc în Я об этом уже сказал, и девушка об этом отметила. Мне стыдно, да, что в условиях Республики Молдова избирательные процессы связывают обязательно с какой-то клеветой или с какими-то грязными декларациями. Мы не будем этого делать, в отличие от наших оппонентов. Мы будем вести честную избирательную кампанию, доводить до людей нашу позицию, наше мнение. Я думаю, что это самый лучший ответ на все попытки наших оппонентов повесить ярлыки на своих оппонентов, на представителей оппозиции. Еще одно. Вот это вот уже навязшее в зубах по поводу оппозиции, что руки Кремля из разных мест торчат. Вы с кем-нибудь из официальных чиновников Российской Федерации общались? Я никогда не общался ни с официальными, ни официально, ни с кем из Российской Федерации. Я не был в Российской Федерации уже больше 10 лет. И никаких контактов с представителями других государств, не только Российской Федерации, там, не знаю, какие-то сферы интереса, влияния у меня нет и не было. Я продвигаю месседж, не то что месседж, а продвигаю идею модернизации и обустройства молдавского государства. И только в этом вижу будущее нашей страны. И вам спасибо.